Bună, sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit la voi cu încă 6 poziții de yoga care o să vă ajute să scăpați de dureri de spate și în același timp să întăriți musculatura spatelui. Mulți dintre voi mergeți la școală și stați toată ziua în scaun nemișcați. Alții mergeți la birou și la fel, stați toată ziua pe scaun. Lipsa mișcării duce de cele mai multe ori la dureri de spate. Știu acest lucru fiindcă și eu stau ore întregi la birou în momentul în care editez video. Cei care nu știți, eu singură îmi editez video pentru YouTube. De aceea, în momentul în care simt că mă doare spatele, fac aceste 6 poziții din yoga și îmi trece. Dar înainte să vă arăt ce v-am pregătit pentru astăzi, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați că acel buton roșu de abonare trebuie să fie gri. Puneți pe pauză acest video și verificați dacă sunteți abonați. Nu uitați să mă urmăriți și pe pagina mea de Instagram, acolo postez zilnic și vă anunț de fiecare dată când apare un video nou, deci urmăriți-mă și pe Instagram. Iar acum să trecem la treabă. Prima poziție pe care o să facem este poziția podului. Este o postură destul de ușoară și cu siguranță o să puteți face. Poziția podului este extrem de utilă, fiindcă ajută la reducerea diferitelor simptome, de la astm până la dureri de spate. De asemenea, acționează ca un tăritor pentru picioare și umeri, dar și ca un deschizător pentru zona pieptului. Ridicați pieptul cât mai sus, spre bărbie, nici de cum bărbie dusă către piept, pentru activarea glandei tiroide. Așezați-vă pe spate, prindeți-vă cu mâinile gleznele picioarelor și ridicați bazinul cât mai sus. Următorul exercițiu pe care o să-l facem se numește vaca, pisica. Sincer, nu știu de ce această poziție a fost numită vaca, fiindcă arată destul de grațios. Așadar, prima dată o să facem exercițiul pisica, pe care l-am făcut și în video precedent, după care o să facem un minut poziția vaca, după care o să facem vaca și pisica împreună. Să știți că acest exercițiu vaca-pisica este unul dintre exercițiile mele preferate pentru spate. Haideți să vă arăt cum se face. Așadar, primul exercițiu este pisica. Am mai făcut acest exercițiu și în video precedent. Ridicăm spatele și stăm în această poziție un minut. Acum o să facem poziția vaca, îndoim spatele, capul sus, privire în față. Stăm în această poziție un minut.
Acum o să facem combinații între cele două poziții. Prima dată facem vaca, apoi pisica. Vaca, pisica. În momentul în care facem poziția vaca, inspirăm, pisica, expirăm. Facem acest exercițiu un minut. Începem! Următoarea poziție pe care o să o facem se numește cățeluș. Este o poziție foarte benefică pentru spate. Este asemănătoare cu poziția copilului, însă de această dată se menține posteriorul ridicat pentru a permite coloane să se curbeze. Din poziția stând pe genunchi și palme, se glisează palmele înainte. Aveți grijă să mențineți posteriorul deasupra genunchilor. Stăm în această poziție un minut. Și ultima poziție pe care o să o facem, am mai făcut-o și în video precedent, este postura pentru relaxare, poziția copilului. Această postură îți relaxează întregul corp și te scapă în mod special de durerile de spate și gât. Balasana este una dintre pozițiile mele preferate, tocmai pentru că ajută la relaxare și nu ai nevoie de o încălzire înainte de asta. Ne așezăm în genunchi, apoi ne aplicăm în față, cu mâinile întinse, până când acestea ating podeaua. Acesta este momentul în care veți simți coloana relaxată. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Sper din suflet că acest video o să vă inspire și o să vă ajute. Scrieți-mi în comentarii care postură v-a plăcut cel mai mult. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like. Iar dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați să dați subscribe. Nu uitați de asemenea cum puteți urmări și pagina mea de Facebook, Instagram și Adnaclasnike. Vă aștept acolo cu mare drag. Vă pup și vă îmbrățișez. Ne vedem în curând. Pa, pa!